Accident de circulație grav pe DN65 la ieșirea din orașul Balș spre pădurea Sarului. 4 tiruri și un autoturism care circulau din direcția Slatina-Craiova s-au făcut praf după ce s-au lovit din spate. Cel mai avariat a fost autoturismul, care a fost prins între două autocamioane. La fața locului au ajuns mai multe mașini de poliție, ambulanțe, echipaje smurd și descarcerarea. Pe drumul național 65, la kilometru 31 plus 200 de metri, în afara localității Bobicești, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate 5 autovehicule, din care 4 autovehicule de transport marfă. În cele 5 vehicule se aflau 6 persoane. 3 au refuzat transportul la spital, iar alte 3 au necesitat îngrijiri și au fost preluate de echipajele medicale. Este vorba despre 2 dintre șoferii de tir, dar și un pasager din autoturism. 3 persoane, toate de sex masculin, cu diverse traumatisme prin accident rutier, una dintre acestea aflându-se în stare mai gravă, au fost transportate la spitalul din Slatina pentru îngrijirea medicală amănunțite. 3 tiruri transportau materiale de construcții, iar unul era încărcat cu floarea soarelui, semințele ajungând pe asfalt în urma impactului. Accidentul ar fi fost provocat chiar de șoferul ultimului tir, care a intrat în plin în mașinile oprite în coloană. Potrivit datelor poliției, primele 3 autocamioane și autoturismul erau oprite în coloană. Șoferul celui de-al 4-lea camion nu ar fi observat coloana, a intrat în primul vehicul, iar apoi toate s-au lovit în lanț. Șoferul care a provocat accidentul a fost cel mai grav rănit. Pentru că nu a putut fi testat cu alcool testul, acestuia i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Nu era băut, spun oamenii legii, care încearcă acum să afle din ce cauză acesta a provocat accidentul. La fața locului au ajuns și reprezentanții ISCTR pentru a verifica dacă șoferul a respectat timpii de conducere și odihnă. Nici aici nu au fost găsite probleme. În urma evenimentului rutier, traficul a fost blocat total timp de o oră. Ulterior s-a circulat alternativ, până când sensul de mers Slatina-Craiova a fost eliberat complet. Coloane de mașini s-au format pe kilometri întregi pe DN65 între Găneasa și Balș. Șoferul vinovat de accident s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările.